Bună, dragilor, vă doresc o zi binecuvântată, bine v-am găsit la un nou video. Domnul Iisus să vă binecuvinteze, casa noastră, familia noastră și pe dumneavoastră în persoană. În videoclipul de astăzi vom vorbi câteva lucruri despre Dumnezeu referitor la vremurile care se întâmplă astăzi, pentru că tot mai multă lume este speriată și nu știe la ce să se aștepte. Ceea ce vreau să vă spun este că toate aceste lucruri sunt scrise în Biblie. Dumnezeu ne avertizează, dar problema este că noi nu citim Scriptura. De ce suntem așa distanțați? De ce nu cunoaștem ceea ce vrea Dumnezeu? Pentru că nu căutăm casa lui Dumnezeu, nu căutăm Scriptura lui Dumnezeu și nu căutăm lucrurile care să ne apropie și să ne țină aproape de Dumnezeu. Primul și primul lucru care ne spune Dumnezeu ne vorbește și în Matei. Veți auzi de vești de războaie. Dar acesta va fi tot începutul durerilor. Tot în versetul acela spune, pe alocuri vor fi cutremure, pe alocuri vor fi ciumi, adică boli, și așa mai departe. Deci lucrurile acestea se perim printre noi să înțelegem că venirea lui Dumnezeu este mai aproape ca oricând. Oamenii se tem de război, dar nu se tem de războiul care îl are diavolul cu noi, nu se tem de Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu, din pricina acestor lucruri, se întâmplă, din pricina fără de legii noastre, din pricina păcatelor noastre, se întâmplă astfel de lucruri. Singura șansa mea care trebuie și de care mă pot agăța, aș putea spune, este Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă la El, ne spune aceste lucruri, sunt adeverite în Biblie, ca o să vină și mai rău. E durere mare să vezi copii, să vezi părinți, să vezi oameni, să vezi tineri care au toată viața înainte și care au trecut prin momente dificile, au pierdut casă, au pierdut, alții au și murit. E durere mare. Se varsă sânge nevinovat din pricina unor politicieni care vor ei să-și arate puterile. Dar nu asta vreau să vorbesc. Vreau să vorbesc ce trebuie să fac eu în aceste vremuri de război, aș putea să spun. Și așa vreau să intitulez acest video. În aceste vreme de război este momentul, știți că în război, în momentul când este război, ce trebuie să faci? Să caut adăpost. În aceste vremuri de război căutați adăpost. Adăpostul în Dumnezeu. Asigurați-vă viața. Vedeți ce e lumea aceasta. Uitați-vă, nu știm ce ne poate aduce ziua de mâine. Din pricina unui om care vrea să-și arate puterea, apasă un buton și poate o grămadă de țări să moară sau să dispară definitiv de pe hartă. Nu știm ce ne rezervă ziua de mâine. Dar știu un lucru, căci Dumnezeu îmi spune să mă agăț tare de El, pentru că în momentul eu când mă voi agăța de Dumnezeu, viața mea este asigurată. Tu de cine te agăți astăzi? N-ai vrea să vii astăzi la Dumnezeu? N-ai vrea să-i spui durerea ta, să-i spui necazul tău? Să nu crezi că Dumnezeu nu te are în vedere. Să nu crezi că Dumnezeu nu ține cu tine. Dumnezeu te iubește. Dar păcatul din viața noastră îl face pe Dumnezeu să stea la distanță de noi. Păcatul din viața noastră ne ține distanțați de Dumnezeu. În vremea aceasta de prigoană, în vremea aceasta de război, ce cauți? Caută adăpost. Caută adăpost. Caută-L pe Dumnezeu din toată inima ta, pentru că e vremea să-L căutăm pe Dumnezeu. Nu mai este vremea să ne gândim la lucruri, la avere, la faimă, la alte lucruri, să ne arătăm cine suntem. Nu este cazul. E cazul să ne apropiem de Dumnezeu. Să spunem, Doamne, ai milă de sufletul nostru, ai milă de România, ai milă de Ucraina, ai milă de toate țările, Doamne. Este timpul să lăsăm aceste lucruri și să venim la Dumnezeu. Nu uita, nu uita. Haina de milă a Domnului Iisus Hristos mai este puțină vreme și o va dezbrăca. Încă este îmbrăcat cu haina de milă. Veniți la El, apropiați-vă de El și El se va apropia de voi. Lăsați orgoliile, lăsați lucrurile care poate vă gândiți să vă deveniți, să mai faceți ceva. Nu mai sunt timpurile acestea. Sunt timpurile să ne apropiem de Dumnezeu cu toată inima noastră, din toată inima noastră și cu tot cugetul nostru. Zic ca Dumnezeu să vă păzească casa, familia și El să vă ocrotească. Pe oriunde veți merge, mâna Domnului să fie cu voi. Oriunde v-ați afla, Dumnezeu să lase har, belșug de binecuvântare și Dumnezeu să-și înalțe fața peste voi. Avem nevoie să ne încredem, avem nevoie să ne întoarcem la Dumnezeu. Pentru că dacă vom sta departe de Dumnezeu, n-avem nicio garanție. Garanția noastră este Dumnezeu. În El ne putem încrede. În El vom găsi adăpost. În vremurile aceștia de prigoană, Doamne, întărește-ne, apără poporul Tău și ascultă rugăciunea noastră. Vă doresc o zi binecuvântată. Vă mulțumesc pentru
minutele aceștia pe care ați vizionat acest video, Iisus să vă binecuvinteze, să vă păzească și mâna Lui să se arate în viața voastră. Și odată, când va veni timpul, să ne întâlnim cu toți Iisus în ceruri, făcând voia Lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Amin! O zi binecuvântată!